oamenilor Marea Mediterană. Am coborât tocmai de acolo de sus. De fapt de acolo de sus, acolo e biserica aia. Am coborât așa până acolo și apoi am luat-o pe margine, pe plajă, până aici. Uf. Oficial s-a întâmplat prima baie a anului. Apa e caldă deja. Parcă, să zic așa, e în ciuda momentelor alea când sunt la muncă și că nu mai pot de căldură, de muncă și de înăbușală și pur și simplu simt nevoia să mă duc undeva, să-mi fie bine. E bine aici, mai bine. Indiferent cât de grea a fost ziua de astăzi, indiferent cât de multă treabă și câte probleme am avut la muncă, pentru că a început sezonul turistic din plin, indiferent cum a fost ziua de astăzi, chiar dacă eram obosit când am ajuns acasă și sincer să spun, m-aș fi pus în pat să dorm câteva ore, ei bine, am venit în locul ăsta, pe care nu știam, o plajă ca toate plajele. Am făcut prima baie anului și sunt super ok. Ca de obicei, preza respectivă, că fără nu se poate, și la umbră. Pentru că orice om care se respectă, în momentul în care e la mare, nu prea stă la soare. Stă mai mult la umbră. Haideți și voi. E mai simplu decât credeți.